Să vedem acum cum putem afla un termen necunoscut al adunării atunci când cunoaștem suma și celălalt termen. Să spunem că pe aeroport erau niște avioane. Au aterizat încă 6, iar acum sunt 9 avioane. Câte avioane au fost la început? Să încercăm să transformăm și noi într-un exercițiu această mică problemă. Spunem că erau niște avioane și nu cunoaștem câte și atunci putem și noi să notăm cu litera A de la avion, iată prima literă alfabetului. Au aterizat încă 6, ceea ce înseamnă plus 6. Iar acum sunt 9 avioane. Cum putem afla numărul avioanelor care erau inițial pe aeroport? N-avem decât din totalul avioanelor să le dăm la o parte pe cele care au venit ulterior, să vedem câte au fost la început. A da la o parte înseamnă operația de scădere. Și atunci, pentru a-l afla pe A, trebuie ca din totalul avioanelor, adică din 9, să le scădem pe cele care au aterizat, cele 6, și observăm că au rămas 3 avioane, adică valoarea lui A este 3. Iată deci că primul termen al acestei operații este 3. Pentru a verifica, putem să-l înlocuim pe A cu 3. Și atunci, 3 plus 6, iată, într-adevăr, este egal cu 9. Concluzia, un termen necunoscut al adunării se află prin operația de scădere. Din sumă, scad termenul cunoscut.